Județul Prahova se confruntă cu o criză din ce în ce mai accentuată de angajați calificați. Unul dintre principalele motive este faptul că tot mai mulți locuitori ai județului aleg să plece la muncă în străinătate. Săptămâna aceasta, AJOFM a anunțat 670 de locuri de muncă vacante, cele mai multe dintre acestea adresându-se prahovenilor care dețin calificări în diverse domenii. Persoanele au plecat în Uniunea Europeană, în spațiul economic european, în vederea angajării pentru posturi, ați văzut, sunt afișate în rețeaua EURES toate posturile vacante la nivelul statelor membre și dacă au corespuns din punct de vedere profesional sau al calificărilor, aceștia și-au găsit un loc de muncă bine plătit, e adevărat, dar în afara țării. Prahova are prezintă această diversitate a locurilor de muncă din diferitele domenii și, într-adevăr, foarte greu își găsesc persoane calificate pentru ceea ce își doresc aceștia. Firmele prahovene caută cu predilecție personal calificat în domeniile servicii, turism, confecții, servicii de pază și securitate, dar și în inginerie. Tocmai de aceea, cursurile desfășurate prin intermediul AJOFM sunt în majoritatea lor din aceste domenii. Facem în continuare lucrător comercial, agentul de securitate și pază, bucătar, ospătar, coafor, frizer. Aceste meserii își găsesc imediat, deci oamenii își găsesc imediat loc de muncă și pentru acestea de servicii chiar își deschid o afacere, o mică afacere. Mă gândesc la masări, la coafor, frizer, la celelalte care necesită această muncă a omului de sine stătătoare. În prezent, Prahova mai are doar 8.991 de șomeri, din care peste 2.600 cu vârste între 40 și 49 de ani.